Vești bune pentru locuitorii satului Pietriceaua din comuna Brebu. O zonă greu accesibilă, chiar și pentru o căruță, este asfaltată anul acesta. Lucrările au început deja de 2 săptămâni sub supravegherea autorităților locale. După ani și ani de zile, chiar asta e o mândrie personală. Am început și finalizăm, dacă o să ne lase și vremea, un drum cu o lungime de aproape 2 km în satul Pietriceaua, unde un grup de 50 de locuințe erau vitregite. Cetățenii de aici nu aveau cum să ajungă. Au fost numeroase probleme. Însă amenajarea acestui drum nu este deloc una ușoară. Pe lângă faptul că este în pantă, acesta este traversat de mai multe izvoare care vor trebui dirijate. Drumul este greu accesibil, pământ cu multe izvoare și, dacă vremea ne lasă, sper să o finalizăm până în octombrie, cred eu. Drumul este construit cu bani de la bugetul local al comunei Brebu, suma alocată fiind de 230.000 de lei.